El, Angel este aici? Da, sunt aici. Angel, uite motorul fratelui tău. Fă-mi o favoare, du-o la spălătorie, fă-i plinul și apoi adun factura. De acord? Și Martin, unde este? N-am ajuns, Angel. Când va ajunge Martin la Santa Juliana, voi vorbi cu el și dacă ne punem de acord la anumite lucruri, o să aranjez să se întoarcă cât mai repede. Ce-i cu toate astea? Ah, sunt pentru ateliere. Vroiam să continuăm proiectul lui Martin. Bine. Sigur, dacă ești de acord, nu? Mi se pare perfect, Tony. Da? Mi se pare bine. Bine, și noi o să facem ceva distractiv. Nu, voi nu. Voi o să rămâneți aici, scumpa mea. De ce nu? Pentru că voi sunteți încă pedepsiți, nu am uitat nimic din ce ați făcut. Dar niciun dar, scumpo, nimic, să nu aud că vă plângeți. Martin, hai, vino, repede. Hai, țin eu de șase, hai. Fugi, da, intră în camera lui Viti, aici. Înăuntru. Când îți spun eu ceva... Oh! De ce te joci? Vreau să știu de ce ești tu aici. Pentru că mi-am uitat mobilul aici în camera lui Pe Viti mine și... Nu mă interesează absolut deloc ce anume face lumea. Spune-mi, te las să intri doar un minuțel. Un minut, da? Și să nu faci deranj în cameră. Perfect, pentru că nu știu, vă rog, lăsați-mă. A reușit să scapi. Bine, bine așa. Da, bine, adevărul e că da. Ah, ascultă-mă puțin, Martin. Ești un ghiveci, o plantă. Nu te miști, nu respiri, nu caști. Nu faci nimic până nu mă întorc eu, e clar? Ok, ghiveciul rămâne aici până diseară cel puțin. Unde te duci, Martin? Stai un minut. Să ieși la fereastră? Nu, o să te vad. Ascultă-mă, concentrează-te un pic. Nu pot să am grijă de tine. Eu bine. Trebuie să plec, înțelege. În plus, trebuie să ne gândim la o groază de lucruri. Trebuie să-l sun pe tatăl tău, trebuie să-i spui că ai ajuns bine, că ești bucuros, că se poartă bine, că locul e frumos. Trebuie să faci o bucurie tatălui tău. Nu pot să cred că tu ești cea care organizează toate astea. Ah, nici eu nu mai pot. E sigură că ești Nini? Nu cumva mai e o altă perucă pe care ți-o scos dintr-o dată și te transformi? În gândac, îți jur că vreau să mă bag sub pământ și să dispar pentru câteva ore. Poți să-mi explici cum te-ai băgat în farsa asta? Nu, nu m-am băgat intenționat în farsa asta. Un lucru i-a adus la altul, nu mi-am dat seama, îți jur. Am călcat pe pânză de păianjen și a ajuns să-mi cuprindă toată glezna. Totul a început când tatăl tău m-a gonit. Din cauza incendiului? Da, din cauza incendiului și pentru o groază de alte lucruri. De când ai venit, m-ai udat. M-ai gonit, m-ai incendiat, m-ai umplut complet de var și acum mă... Pleacă! Tu și mușii tăi plecați! Mi se rupea inima și nu puteam să rămân fără să fac nimic. Nini? Am început să lucrez. Ca fotomodel, da. Fotomodel? Da. Vreți să plecați? Da. Nu, pentru că atunci plec eu, pentru că am o groază de lucruri de făcut fără alte completări, o să mă retrag și trebuie să mă duc la filmarea mea. Mă scuzați. Firma frații, tot anul e Crăciun. Nu mă face să mă supăr, Sisi! Sisi, nu! Urcați, vă duc eu la spital! Adevărul e că sunt dator față de dumneavoastră. De orice lucru ați avea nevoie, să mă sunați. Nicolas, pentru mine este o onoare faptul că v-am cunoscut. Mă bucur mult! Cum noi rămânem aici și cum ți-am spus că îți dau o mână de ajutor, mi-ar plăcea să lucrezi pentru mine. Și atunci mi-a oferit slujba asta. Scuze! Tu cine ești? Eu sunt Nicolas, sunt noul șofer. Tu ești o persoană bună. Mă uit în ochii tăi și îmi dau seama de asta. Da! Bine ai venit în casa asta, Nico. Casa mea, care acum e casa ta. Nu știți câte dreptate aveți. Nu pot să cred că ai atâta curaj. Serios? Nici eu nu pot, îți jur. Și energie, nici nu știi. Nu stau un minut, mă deghizez în Nini Nico. Mai ales acum că am cele două servicii. Și cel mai rău e că lui Nini este totul prost. Îți jur, nu face nimic bine. Iar lui Nicolas totul iese bine. Nu știu, toată lumea îl iubește, îl place mult. Cheliosul de tatăl tău îl iubește mai mult decât pe Nini. Bun, trebuie să plec. Rămâi aici și îmi dai cuvântul tău? Da, îți dau cuvântul meu, gata. Bine. Am nevoie la baie. Mă îngrijorează pentru că nu poți să susții deciziile, iubitule. Păi nu sunt un calculator, Selina, sunt o ființă umană și mai greșesc și eu, sau n-am da, voie. Da, sunt de acord, poți să mai greșești, dar trebuie să se vadă cât mai puțin posibil. Spune-mi adevărul, chiar vrei să se întoarcă Martin? Da, vreau să se întoarcă Martin. De ce? Pentru că e fiul meu, pentru că îl iubesc. Vreau să-l cresc eu, vreau să fie aproape de mine. Eu știu că avem probleme, e adevărat, dar știi ce? O să vorbim și o să mergem la psiholog, nu știu, dar împreună.
În regulă. În regulă. Nu sunt de acord, dar e în regulă. Cine sunt eu ca să spun ceva, nu? Azi am luat interviu profesoarei Maxima McCain, care mi s-a părut excelentă. Dar nu știu, poate vrei să te răzgândești în privința asta. Nu. Copiii trebuie să fie educați urgent. Deja pierdem timpul. Tu spui că femeia asta e bună? Da, e excelentă? E foarte bună. Are excelentă? Un CV excelent. A lucrat în cele mai bune familii. Dar nu știu, cum vrei să renunți la tot ce decidem? Nu, știu, nu poate cu asta că... nu. Să vină. Ea o să ne ajute. În regulă, în regulă. Nu poți să mai pierzi puncte cu cancelarul, Tomas. Uite ce mail a trimis. A aflat ce s-a întâmplat la paradă. Ah, nu pot să cred. Bine, nu contează. Vorbesc eu cu el, rezolv eu, nu-ți face griji. De asta ai nevoie, iubitule. Ocupă-te mai mult de munca ta, în timp ce eu am grijă de educația copiilor așa cum se cuvine, da? Da. Ok? Da.